Așa. Așa, la dragi, o pornim lecția din nou. Și, Morica, ți-am dat, spune-mi tu, când mai am șters. 875 ori 786. Ori 786. Arată-mi caițelul să văd dacă ai făcut. Arăt la cameră? Da. Bine, stai să dau jos asta din spate. Ok. Așa. Nu știu dacă ai ieșit. Același lucru a ieșit și o parte în alta, da? Excelent, excelent. Bine, am căutat altundeva și mi-a ieșit greșit, dar nu pentru că am calculat greșit. Am calculat bine, doar că am pus, că m-am confuzat cu zero. Așa. Am pus un spațiu prea mare, adică trebuia să... La, n-ai plasat bine la mulțire. Că m-am confuzat cu zero ăla, că am crezut că zero ăla l-am scris eu de la... Da. Când înmulțim cu 10, am spus eu pornim cu un 0. Când înmulțim cu sutele, cu cifra sutele, punem două zerouri. Și eventual, dacă nu suntem... Asta eu am propus-o și merg pe ideea asta, pentru că nu cumva când încep să așez rândul de cifre la mulțire, să o faci deplasat, adică mai în stânga sau mai în dreapta. Și zero l-am pus eu deplasat, că eu am crezut că zero ăla l-am pus eu. Și de asta am mai pus un zero. Ți-a apărut un zero de la mulțire și de fapt tu ai crezut că e zero acela ai pus de tine, da? Așa am înțeles. Da, bun. Perfect. Și împărțirile a făcut, dar l-am văzut și împărțirile. Și împărțirile amândouă le-ai făcut, da? Bun. Fiindcă ți-a ieșit, nu mai sunt două împărțiri pe rând, la unul din facturi de celălalt, nu? Două împărțiri sau numai una ai făcut. Da. M-am crezut că mi-ai dat mai multe. Nu. Ok. Bun. N-are rost acum să mai fac asta, pentru că am văzut pe caițelul tău că tu ai făcut treaba bună și ți-a ieșit acest rezultat și totul este perfect. Noi nu pierdem timpul cu lucruri inutile. Așadar, hai să ne întoarcem la adunarea aceea de fracții pe care am... spus-o, spune-mi încă o dată, a fost 1 supra 48, parcă îmi amintesc. 1 supra 48 plus 1 3 supra 72. Da. Minus 1 supra 54. 54, da. Așa. Să le spunem prietenilor noștri că vor vedea lecția din urmă. La lecția din urmă am stabilit numitorul comun a fost cât? Spune-mi tu, numitorul comun a fost 432. Asta înseamnă că îndată toate fracțiile am găsit cel mai mic număr, nu? Care are calitatea că împărțit la fiecare dintre numitori, împărțirea se va face exact. Da? Deci știm astfel cu cât să amplificăm pe primul. Pe prima parte era cu cât, spunem tu, că nu mai știu. 9, cumva? Nu. Uh. 432. Uite pe caițel acolo, că trebuie să... Uite pe caițel când am făcut. Uite, dar noi am făcut mai mult timp asta și eu doar am scris, măcar din lecția anterioară, celelalte două, când am făcut dublu și triplu. Hai da, am făcut și prima așa, abreviat, din nou. Uite, dar de mai mult asta. Dacă Hai să facem acum din nou. 432 împărțiri, să scrie acum, Murica, da? Scrie, te rog. Împărțirea, că dacă o aveam, era ușor acum. Da. Ia să vedem. L-am făcut acel 48, l-am descompus ușor, dar am găsit numitorul comun.
432. Acum facem împărțirea pentru a vedea cât amplificăm la prima fracție. 432 împărțit la 48. Hai, lucrezi, nu? Da. Îi scriu. Hai să mai luăm încă o dată. Cum l-am aflat pe 48 acela? Cum l-am găsit noi pe 48? Ții minte, nu? Cum am descompus, parcă. Cum făceam? Le luăm de acolo, oare? Sau cât se duce ora? Nu. Lăsăm 432, mai facem altă dată, că o să mai avem ocazia. Da. Fă împărțirea 432 la 48. Bine. Voce, Mariu, ca să văd că eu știu de câte ori merge, dar te aud pe tine cum. Eu zic de 8 ori. De 8 ori? Te rog, vezi dacă știi că trebuie să împarte exact. Da. Dar vorbește că s-aud 8 ori, 8, cum zici tu acolo, știu cum faci. Nu 8. E mai mult sau mai puțin? Eu zic 9. Zici 9. Ia zi. Pentru că 9 ori 8 face 72. Așa, cum știi că trebuie să închid, adică împărțirea să facă exact. Da. Apoi 9 ori 9 ori 8, 72. 7 minute. 4, 9, 36 și cu 7, 43. S-a închis, nu? 43, da. Perfect. Deci de 9 ori. Da. Cu 9 amplificăm. Apoi, la cealaltă, ca să vedem cât amplificăm, 432 împărțim la? La 72. Te rog, fă-o și cu voce din nou. Și eu cred că de 6 ori, dacă ți-mi minte, dar trebuie să văd. De 6 ori, încearcă să vezi. Așa cred, stai. Da, 6 ori. E bine, 6, da. Apoi 8. De 8 ori? Merge 8 ori, sigur? Ia vezi, aprobează. După memoria mea, Dana. Ok, se încheie. 8 ori, 4. Vorbește ca să urmă și eu. 8 ori, 4, 32. 2, 3 în minte. 8 ori, 5, 40. Și cu 3... 43. Corect. Deci 8 ori. 9, 6, 8. Da. E acum, prin înmulțirea cu 9 și numărătorul și numitorul, fracțiile devin. Hai să luăm ușor. Vine 9 ori 1, 9 supra cât crezi? 9 supra 432. Sigur că da. 432, că doar așa a fost obținut. Dar puteți facem... 432 și să facem... Lăsăm așa ca să vadă prietenii noștri ce s-a întâmplat. Să înțelegem mai bine de ce înseamnă. Să facem aia de sus mai lungă. Da, așa va fi. Dar pentru prietenii noștri, ca să înțeleagă că prin înmulțirea unei fracții cu un număr, înmulțim și numărătorul și numitorul. La asta, de asta insist eu acum, da? Nu, e pe ultima dată când o fac. Plus, mai departe. Cu cât se înmulțesc acum? Plus 6... Nu. 6 ori 3? 6 ori 3, 18. Supra cât? Supra 432. Exact, mă. 432. Și minus? Minus 8. Supra? Supra 432. Da. Și fiindcă toate au același numitor, asta e performanța. Asta vreau să spun eu, că prin această mișcare... Toate fracțiile au aceeași numitor și atunci de aceea scrim o singură fracție. Da? O singură fracție cu numitorul comun. Și acum am putea să le luăm pe rând, dar 18 minus 8 face 10, deci 9 plus 10,
19. Și punem deodată rezultatul, că nici eu nu mai aveam mai spațiu de scris. Deci 19 supra 432. Asta s-a întâmplat când am văzut numitorul 432. Dar acum hai să vedem varianta, Măriuca, când luăm ca numitor dublu. Adică să luăm pe cine? Pe 800... Pe 864. 864. Face acesta serviciu bun? În mod normal, ce s-a întâmplat aici? De împărțitul, când am făcut împărțirile acelea, s-a întâmplat așa, că 432 a fost scris ca fiind, 48 ori 9, de acord? Da. 48 ori 9, scrie și tu astea. La fel, 432 de împărțitul, este egal cu vorbește tu. Când am făcut împărțirea la 72, a dat câtul 6, ți amintești, nu? Da. Deci de împărțitul 432 egal cu 0. Vorbește? Egal cu 72 ori? Ori 6 plus 0. Da. Plus 0, de acord? Nu mai pun plus 0. Adică 0 e rest. Restul împărțire, corect. Și tot 432 egal acum cu... Când am împărțit la 54. Acum stai un pic mai sus camera. Sau... E bine acolo, nu? Da. Când stai la prima. Deci 432 egal cu? Egal cu 54 ori 8. Corect. 54 ori 8. În concluzie. Deci... Noi am scris acum ce înseamnă teorema împărțirii cu rest. Că de împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul plus restul. Cum de împărțitul este de fiecare dată 432, iar restul este 0, am pus, nu? Exact teorema împărțirii cu rest, fără să mai punem plus 0, că n-avea niciun rost. Acum vom lua ca valoare pe dublul lui 432, să vedem dacă acesta, nu, acest numitor va face același serviciu, adică dacă se împarte exact. Și 832 este de fapt de două ori 432, deci de două ori 432 ne dă 863. Și ca să văd cu cât am plătit pe fiecare, ce fac acum? Împărțim. Da, sigur, asta facem. Împărțim pe 863 la 48. Te rog să faci împărțirea. Da, deja am făcut-o. E făcută de așa data trecută, nu? Da. Și cât, cât mi-a dat? 18. 18. Dublul lui am să pus, am să pun din nou cu alte culoare 18. Sigur, asta când folosim ca numitor pe, repet, să înțeleagă toată lumea, când îl folosim pe 863. 4. 864, corect. Și când facem împărțirea la 72, cât îți dă? Împărțirea la 12. Sigur că da, 12. Da? 6. Da. Și la 54? 54... 16. 16. Aceste lucruri le-am făcut parcă, nu le-ai pe căițel deja. Da. Bun. De fel cu 1296. În momentul de față, punem numitorul comun același o singură dată. Prietenii ăștia au înțeles că prin amplificarea cu 18, cu 12 și cu 16 fracțiile devin, au numitorul 864. Și acum voi avea 18 ori 1, nu? Da? Deci noua situație folosind numitorul 864 va fi asta. 18 ori 1, 18, plus, vorbește tu? Plus, 12. Ori 3. Pardon, 12...
ori 3, 36. Corect. Și minus? Minus 16. 16. Și ca rezultat? Am putea să facem pe rând, dar eu aș face 36 minus 16, care dă 20. 18 plus 20, 38. Deci face, așa cum ai spus, 38 supra 864. Este reductibilă, nu? Prin cât simplificăm fracția? 2. Prin 2. Și cât ne cât obținem? 19 supra 432, care exact. Este ireductibilă. Așa, 19 supra 432, adică este același răspuns de data, cel obținut de data trecută, când am avut ca numitor pe 432. Cu 864 avem de lucru cu niște numere mai mari, că și împărțirea va fi mai dificilă și așa mai departe. Și îți propunem acum să luăm cu de 3 ori numitor, să vedem ce se întâmplă cu numitorul de 3 ori. Da, hai să scriem, Marica, hai să scriem ce s-a întâmplat după această care e teorema de împărțire cu rest după noua situație cu 864. Deci 864 cu cine este egal acum? 864 ori este 3. Egal cu, vorbește tu? 864 este egal cu care începe? Cu 48? Da, cu 48 ori. 48 ori 18 plus 0. Așa, ori 18, da? Ori da. 18. Ori 18 plus 0. Așa. Nu mai spun plus 0, ori 18 e important. Acum, 864 va fi egal cu? 864 egal cu 72 ori. 72 ori 12 plus 0. Da. Și tot 864 egal cu? 864 egal cu 54 ori 16. 54 ori 16. Deci pentru toți prietenii noștri, vreau să insist pe chestia asta și să înțelegem cum s-a obținut 864. A fost mai întâi 432, de fapt, de acolo trebuie să înțelegem. Deci 432 pe care îl avem, 432 care este egal cu 48 ori 9, am înmulțit totul cu 2 și a ieșit asta. Deci înmulțim cu 2 pe 400, o egalitate. Înmulțind o egalitate cu 2, am mulțit membru de stâng cu 2 și a ieșit 864 și am mulțit cu 2 și membru drept. Dar înmulțim cu membru drept cu o mulțire de 2 factori, mi-a dat 48 ori 18. Adică înțeleg eu că 48 nu și 48 se mulțește cu 2, ci nu unul din ei. Adică, în cazul nostru, numai 9 s-a înmulțit. Deci, insist, prin înmulțirea cu unei egalități cu un număr, de data asta cu 2, se înmulțește și membru stâng și membru drept cu numărul respectiv. Înmulțind în membru stâng pe 432 cu 2, obținem 864. Și înmulțind cu 2 membru drept, de fapt, se întâmplă ca doi acela să afecteze doar unul din factori, nu pe amândoi. Că a fost o mare greșeală, că atunci ar fi fost și 48 modificat, și 9 modificat, și ar fi făcut 98. Asta vreau să descoper eu, chestia asta care e atât de importantă, din toată lecția de aici, este foarte important să tragem această concluzie. Pentru că... Dar de ce? De ce se întâmplă așa? De ce nu sunt amândoi? De ce e cea mai importantă chestie? De ce e foarte importantă? Pentru că se întâmplă în multe egeșiții. Asta am remarcat-o eu ca profesor de-a lungul timpului. Când copiii
încercau să mulțească cu un număr, un produs de factori. Da. Deci dacă el avea așa, cum ar fi 12, egal cu 2 ori 6. 2 ori 6. Nu? Face 12. Și acum, din nevoia de a lucra, nu știu din ce motiv în Egheșițiu, spuneam, hai să amplificăm egalitatea cu un 2, cu un 5. Și când înmulțea cu un 5, ei spuneau așa, 12 ori 5 egal cu 2 ori 5, adică și pe 2 o să-l înmulțea cu 5 și înmulțit în continuare și 6 ori 5. Să vezi ce trăsnaie a ieșit acum. Deci ei mulțeau cu 5 și pe 2 și pe 6. În mod normal aici în stânga cât este? 12 ori 5 cât face? 60. Da. 0, da, 60. Iar în dreapta aici cât vine? 2 ori 5 cât vine? 2 ori 5, 10. 10 ori? 6 ori 5? 3 ori? Păi urcă, e ori ăsta de aici. 6 ori 5 e 30. 30. Și acum, când înmulțește 10 cu 30, cât îi dă? 40. Nu, 10 ori 30, că nu e adunare. 10 ori 30, 300. 300. Îți dai seama că din această greșeală, neînțelegând că de fapt doar unul din factori se înmulțește cu 5, înmulțim pe amândoi, ei au modificat Egheșițiul, în loc să rămână ca valoare 60, cum este corect, spunea că fac 3, le ieșea 300 și greșeau. Și spunea, domnul profesor, vineau și făceau contestații. Și domnul profesor, n-am greșit cu nimic, am făcut perfect. Păi, unde ai făcut, mă, perfect, ziceam? Păi, nu a fost 2 ori 6, da. Și n-am mulțit cu 5? Da. Și ce ai făcut? Am mulțit pe amândoi. Păi, când ai mulțit pe amândoi, și pe unul și pe celălalt, de fapt, ai mulțit de 2 ori 5 ori 5, ai mulțit cu 25. Asta e greșeala imensă pe care o făceau. Și din Egheșițiul nostru, eu am vrut să atrag atenția din ceea ce am făcut practic prin această lucrare după care am făcut. După ce mai făceau? Poftim? După ce mai făceau greșeala asta, o mai făceau? Păi dacă încă nu erau convinși, ei încă nu erau convinși. Și eu, deși le arătam practic, și aveau nota 2. Că eu pentru o greșeală de asta dădeam 2 fără să mai sta de vorbă. Deci când vedeam greșeala asta... Deci nu mai corectam. Dacă vedeam așa o greșeală, atât de gravă este, nu mai corectam, puneam nota 2 și el spunea, domnule, dar am lucrat așa și am făcut bine și de ce mi-a spus 2? Și spunea, pentru motivul ăsta ți-am pus. Că tu ai stricat tot Egheșițiul. Pentru că n-ai vrut să fii atent niciodată de câte ori am făcut în calcule lucrul ăsta. Știi ce știau ei? De la adunare. Când e vorba de adunare, se mulțește fiecare. Nu la mulțire. Și ei știau că se mulțește fiecare la ce? Undeva. Dar nu făceau distinții. Una era să fie adunare și alta să fie mulțire. Deci am făcut acum o discuție asta cu tine pentru că nu numai pentru tine, pentru toți prietenii noștri care vor vedea filmulețul, să înțeleagă că e foarte important ca niște lucruri concrete să fie la timp stabilite și să înțeleagă de ce. Deci când la mulțire pe fiecare factor îl multiplici, de fapt nu cu un 5 înmulțești, cum am zis eu în Egheșițiul ăsta, ci cu 5 la a doua, pentru fiecare câte un 5. Dacă sunt 3 factori, 5 la a treia. Și o mare greșeală. Aulă. Da? Deci noi am ajuns aici, Măriuca, din chestiuni din Egheșițiu. Că noi am văzut cum se dublează. Dacă s-a dublat de împărțitul, s-a dublat fostul 432 și au venit 864, se dublează și câtul împărțirii. Că împărțitorul 48 a rămas același, 48, 48. Și atunci doar 9 devine 18.
doar 9 devine 18 și nu ori 2. Fiindcă factorul acesta 48 l-am văzut și aici. La fel 72, 72. Și atunci fostul 6 devine 12. Fostul 8 devine 16. Deci prin înmulțirea cu 2 a lui 432 se înmulțește cu 2 unul din factori. Unul din factori. Nu amândoi. Unul din factori. Dar așa a ieșit din exercițiu. De aici am tras concluzia. Și am și explicat de ce dacă pe amândoi îi mulțeam cu 2 era o mare greșeală. Noi n-am avut nevoie să fie 48, nu avem nevoie să fie 90, cât vine aici, 6, pentru că rămâne același numitor, 48. Ei, dacă să ne convingem, dacă am luat de 3 ori numitorul, vei vedea cum aici apar de 3 ori. Dar ăsta e motivul, că unul din factori se modifică. Hai să vedem și în situația când luăm numitorul cât? Multiplicat, multiplicat 432 de 3 ori. Cât să luăm acum? La numerară sau? Nu. Multiplicat de 3 ori. Am spus de 3 ori. De 3 ori eu 1296. Deci să luăm pe numitor 1296, că 3 ori 2, 6, 3 ori 3, 9, 3 ori 4, 12. Și acum, pentru a vedea cu câte... După asta putem să mai facem înmulțirile astea cu 3 numere? Facem așa, exact ce spui tu, dar hai să terminăm exercițiul, da? Așa ai spus, ai spus să terminăm asta. De acord. Deci, acum, pe 1296 îl împărțim la 48. Și va fi cât? Ia fă împărțirea. 1296 împărțit la... 27. Cât este? 27. Este 27, așa este, că am făcut. Apoi, la împărțirea 1296 la 72 va fi cât? 18. 18. De 3 ori 6. 3 ori... Nu. E 6 ori 3, corect. Bine. Și în sfârșit, din coace? 24. Și atunci, calculul pe care îl facem ne va conduce spre egal cu, deci noua situație, cu numitorul comun, așa cum am spus, 1296. Iar aici vine 27 ori 1, 27. Hai, vorbește tu. Plus 18. 18 ori 3, nu? Da. Cât face 18 ori 3? 3 ori 1, 3. 54. 54. Mă întreb de unde e 54. Păi 3 ori 8, 24, 3 ori 3 și cu 2, 5. E o coincidență. Că e și acolo... Aia, s-a întâmplat să fie 54 numitor în partea asta. Că, da? Și plus, minus mai departe? 8 ori 26? 24? Deci, nu 8, 1. 1. 1 ori 24, 24. Și face ca... Și rezultat, numitorul este 1296. 27 plus 30. Aș credea mai întâi 54 minus 24, că vine mai ușor. Da, 30. 30 cu 27? 30 cu 27, 57. 57. Și ca valoare, fracția asta este, bănuiesc, reductibilă. Prin 2 și 3. Adică bănuiesc... Poate mai fi prin 2 și după aia iar prin 2. Prin 2 nu, deodată.
Nu că e 7 și 6, prin 2 nu. Să vedem suma cifrelor. 5 și 7, 12 și prin 3, sigur că da. Care va face 19 supra 432. Așa, va face 19 supra 432, același răspuns. Cu toată siguranța. Da. Cu toată siguranța prin împărțirea asta. Este același răspuns, iar în momentul de față, dacă aș scrie pentru 1296, cum ar arăta teorema împărțirii cu rest? Ar arăta așa, 1296 egal cu... Egal cu 48. Ori... Ori 27. Ori 27, foarte bine. Apoi tot 1296 va face egal cu 72 ori cât? 18. Ori 18. Și tot 1296 este egal cu? 54 ori 24. 54 ori 24. Și cu asta am înțeles bine. Și aș vrea să tragi și tu concluzia și să formulezi tu această observație pe care, la care eu am dorit să ajung. Anume, chestia care am spus că e foarte importantă. Da. Să zic, să explic? Da. Spune-o cuvintele tale și până să facem și cu, ca o definiție și să o scriem în cuvinte. Bine. De împărțitul egal cu împărțitorul ori. Asta e la... Chiar m-am împărțit, vezi, împărțitorul oricâtul plus restul, nu? Asta da. E totdeauna valabilă. Asta, la orice e, împărțire. Asta e doar la împărțire. Deci la împărțire, ori de câte ori avem, deci o împărțire... Eu am avut așa, D egal cu U ori C plus R. Așa. D egal cu U, așa am scris și eu. Cu U ori C plus R. Este scris acolo pe... Nici n-am văzut. Da? Bun. D egal cu U ori C plus R. Verificată de atâtea ori. Este așa zisă proba împărțirii. De împărțitul egal cu împărțitorul oricâtul plus restul. Acum, noi am făcut asta pentru fiecare situație în parte și pentru 432 și pentru 864 și pentru 1296. Întâi și întâi pentru 432 am făcut-o. Și am văzut că și dublu sau triplu joacă un rol foarte bun și împărțirea o putem face, la adunare putem face și cu aceste numere. Numai că avem de muncit mai mult, pentru că împărțirile acelea sunt mai dificile când facem pe 864 la 48. Avem, nu, o împărțire care durează în, chiar două cifre obținem. Ce este important? Să reținem că este bine să găsim pe cel mai mic număr ca să putem avea viteza mai mare. De aceea, când avem mai multe numere și ne propunem să găsim pe acel număr deștept care să fie împărțit la 48, la 72, la fiecare denumitor, să facă împărțirea exact, să se facă împărțirea exact, deci când avem această situație, trebuie să luăm, să descompunem în factori primi, să nu știu ce. Și de ce luăm cel mai mic multiplu? Asta e justificarea. Cel mai mic număr. KMM. Deci, acest KM, eu ca, când eram așa elev și când mi-au spus KMMK, mă întrebam, dar ce să la fru? De ce trebuie să notez așa? De ce KMM cu 3 de M și nu știu ce? Motivul este ăsta, că îl vrem pe cel mai mic număr. Cel mai mic, el e multiplu. Adică el e deștept, se împarte exact la toți ceilalți. Și după aia pot să zic o fază la temă? Care m-a dat-o? Da, deci vrei să-mi spui o observație la temă? Da.
imediat, numai să terminăm ideea asta. Sunt două lucruri care trebuie să le remarcăm. Pot să notez. Unu, ce din Egeșițul de mai sus desprindem. Notează așa. Din Egeșițul de mai sus desprindem. Din Egeșițul de mai de sus desprindem. Unu. Unu. Prima observație. Da? Observația 1. De ce este important aflarea lui C, M, M, C, D? De ce este important? Imediat. Deci din Egeșițul de mai sus desprindem. Eu să zic, de ce este important ghilimele C, M, 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 C? Da, 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 e perfect. Așa. De ce este important C, M, M, C, A mai multor numere? Ok. De ce? De ce? Care e răspunsul tău? Ai putea să dai răspunsul de ce este important? Că ne facem, că după aia e mai ușor să calculăm. Așa, este mai ușor, sunt numerele mai mici. Numerele sunt mai mici în calcul. Că poate să fie și altul mai mare, dublu, triplu și mai departe, dar ne dă bătaie de cap. Chiar răspunde, în paranteză spune. Eu să zic ușurează rând. Calcul, simplu, ușurează calculul la adunare fracțiilor. Nu? Ușurează calculul. Aici este esența aflării lui cel mai mic. Trebuie să ușurează calculul, tu te-ai gândit repede. Poți să fie și dublu sau triplu sau multiplu decât vrei tu, dar ai niște numere mari și atunci tu știi bine că am făcut aici și am muncit aici și am arătat concret, așa. Și a doua observație este asta. Când înmulțim un produs de factori cu un număr, când înmulțim un produs de factori cu un număr, când înmulțim, în paranteză, împărțim. Pune și împărțire, că și același lucru se întâmplă și la împărțire. Când înmulțim, în paranteză, împărțim un produs de factori cu un număr. Stai. Deci când înmulțim, sau în paranteză, virgulă, împărțim un produs de factori cu un număr. Da. Acest lucru îl facem doar asupra unui factor. Adică înmulțim sau împărțim doar un singur factor. Sublinează un singur. Acest lucru îl facem doar asupra unui singur factor. Nu pot să zic doar la? Da, doar la. Da. Doar la un singur factor. Sublinez cu un singur factor. Deci doar la un singur. Okay. Deci acest lucru îl facem doar la un singur factor. Deci asta e important să înțelegem. Așa este două lucruri dacă în urma discuției noastre le-am putut fixa, este semn că tu, ca model de Egeșițiu, îmi vei demonstra pe următoarea adunare de fracții. Și observațiile acestea. Nu, nu, acum mă duc și la temă ce vrea să mă întreb, dar să-mi termin ideea, știi? Deci, tu vei lua așa, 1 supra 75 minus 1 supra, să zicem, 72. Uite, numai astea două, Măriuca, da? Deci, asta pentru ora care vine, știi că la 5 la 6, vei face așa și vei dovedi concret doar pe două fracții adunate, aceste două. Faci numitor. Prezint ce am făcut? Poftim?
O să-ți prezint ce am făcut? Tocmai, tocmai. Ah, ok. Acum da. Ți-am dat asta pentru următoarea discuție noastră. Te rog. Ce? Ai zis că ai observații, vrei să spui ceva? Da, da. E de bine, adică mi-a venit mai ușor. Adică am făcut destul de repede. Am înțeles. Deci ai constatat foarte rapid că e o stare de bine pe care nu încerci, că am început să meargă mai bine, nu? Am făcut acum. Doar am greșit că am pus mai încolo un pic, dar corect. Restul am făcut corect. Că am după înțeles. Aia am prefixat și mi-a dat la fel că la toate, deci... Deci în clipa în care lucrăm, asta vrei să spun, în clipa în care facem antrenament, el se simte și imediat ai satisfacția asta. Îți apare rozul în obraz, adică zâmbetul vine cu tine. Pentru că simți satisfacția aceea că crește siguranța. Dai și da. Pentru lecția următoare, adunare. Mulțire de asta. Mulțire. Așa, măi, așa. Asta și încă una. Așa, uite. 806 ori 759. Bine. Da? Care să însemne, știi, cele patru, încă trei, adică patru sunt. Înmulțirea comutată, evitate împărțirea la fiecare, deci da. Asta să fie. Nu mai renunța pe la fiecare factor, așa am vorbit mai. Da, deci dă renunța aici, ne dăm un rezultat. Și împărțim la 759 și împărțim și pe urmă și la 806. Pe rând, două împărțiri. Da. Bun. Mai avem 13 minute, hai să le valorificăm. Vrei să povestim ceva sau ce vrei să facem tu? Habar n-am. Nu, habar n-ai. Uite, să facem o mulțire, asta îți rămâne ca temă și să vedem cum ne-a crescut nouă viteza, nu? Ca să chiar îți va fi folositoare. Adică, hai să zicem așa, dacă ai 578 ori 694. Acum pe loc să facem. Acum? Ok. 4 ori 8, 32, 3 în minte. 7 ori 4, 28 și cu 3, 31. Da. 1 scriu 3 în minte. 4 ori 5, 20 și cu 3, 23. Bun. Și gata. Dacă vrei să dai da. Numai cu 0 la început, pare rău. Acum? 9 ori 8. Eu pun întotdeauna 0 să nu mă încurc. La mine mă încurcă, dar în fine. 9 ori 8, 72. Da. 2 și 7. Da. 9 ori 7, 63 și cu 7, 70. Da. 0, 7 minute. 7 ori 5, 45. Nu 7 ori 5, 9 ori 5 ai plus. A, da. 9, că 9 nu și-a terminat treaba. Da. 9 ori 5, 45 și cu 7, 60 și... Stai. Deci, 62. Ia să mai vedem încă o dată. Deci, 7 rămăseseră parcă, nu? Să nu da, să lui... Așa. Și 9 ori 5? 9 ori 5, 45. Ai zis bine, 45 cu toată forța. Dar 45 cu 7? Cu 7. Eu m-am gândit, pun 5 la 7. Da. Adică la 45 să dea 60 și restul 2. 45 cu 5? A, 50. 50, da. Uite, 50, îmi pare rău că nu te-am lăsat. La sfârșit ne sesizam greșeala, știi, că nu dădea același rezultat.
45, 50 și cu 2, 52, da? 52. Bun. Am scris... Acum, cu 6. 6, scuze. Da. Eu pun 20 ori ca să nu mă încurc. Bine. Nu mai greșesc. 6 ori 48. Da. 8 din 4 în minte. Da. 6 ori 7... 42 și cu 4, 46, 6 ori 5, 30 și cu 4, 34. Bun. Tragem liniște la adunăm. 2, 3, 11. Da. 11. Da. 10, 4. Corect. Și acum, hai să împărțim. Nu să împărțim, să schimbăm. Schimbăm. Să comutăm. Să comutăm. Comutativitate se cheamă asta. 570, nu, 690. Da. 94 ori. Punctul îl facem. Așa se obișnuiește acum, gata, s-a terminat cu ori acela. Da. Da. 694 ori 578. 578. 4 ori 8, 32. Da. 9 ori 8, 72 și cu 3, 75. Da. 6 ori 8, 48 și cu 7, 55. Corect. Calculez la fel ca Mihai. Păi așa adică de... cu atenție, așa cum faci, hai că l-a completat 10, așa se face și eu fac tot la fel. Numai că viteza este mai mare. Alții, de exemplu, prietenul meu mi-a zis că ea mai întâi separă astea, adaugă unul, după aia altul, după aia altul, unul și am zis... E, nu, aceea te obosea, știi, din nu mai știi. Adică că ia câte unul și numără. Numără pur și simplu ea, dar nu așa. Viteza mult mai mare la noi, cum îți spun acum. Așa. 7 ori 4, 28. Da. 7 ori 9, 63 și cu 2, 65. Da. 7 ori 6, 7 ori 6, 42 și cu 6, 48. Zic cu siguranță asta. Da. 5 ori, 5 ori 4, 20. 0, da. 5 ori 9, 45 și cu 2, 47. 47. 7, corect, dar cu multă voce și cu gura plină. Bine, atunci că după aia iarăși mă duc aminte la învățătoare, că așa. Dacă... Că atunci când greșeam, ea zicea... Am înțeles, emoții. Ai ca, cum să spun, ca obsesie foarte grea când siguranța aceea te făcea ca să cu voce stânsă să spui așa. Și sigur, hai, o lăturăm cât de repede. Deci 5 ori 9, cât au fost acolo? 45, 47, 4 am uitat să scriu. 5 ori 6. 5 ori 6, 30 și cu 4, 34. Da. Și acum... Adună emoția. Suspensie. Da. Suspansul. Momentul de suspans. Stai. Doi. Vorbește. N-am văzut treiul care l-ai pus. Da, m-a confuzat. Mm-hmm. De ce ai scris 4 și nu 3? În fine. Pardon. Doi. Da. 13. Da.
Tu dictezi pe care e tot tău. 13. Da. 11. 11, da. Ia să vezi cum am făcut eu. Vrei să spun cum am făcut? 78 l-am făcut mai devreme și mi-a rămas în 15. Deci mi-a rămas în minte dacă l-am făcut 78. Nu m-am mai gândit că fac 10 și cu 5, 20 și cu 1, 21. Foarte bine, rapid, da? Că păstrez anumite... Eu nu pot să fac asta. Adunări de astea într-o viteză, știi? Deci 15 cu 5, 21. Apoi 4... 0, adică 10 cu 2, da. Și 1, 4, pardon. 4, este excelent. Am zis. Ce satisfacție ai când îți iese din prima, Măriuca? Este extraordinar. Eu, crede-mă, când m-am gândit la chestia asta, așa un sentiment de bucurie m-a încercat, că până când, mă rog, mi-a venit ca idei, făceam proba prin împărțire, adică făceam tocmai invers, nu aveam siguranța asta. Împărțirea nu e neapărat cea mai grea chestie, dar na. Dar asta mi se pare foarte. Dar așa convine mai mult, că mi-e place mai mult înmulțirea decât împărțirea. Păi vine și împărțirea, ca știi, înmulțirea vine și împărțirea tot atât. Am avut un test doar cu împărțiri. Așa. Și ai avut o tristețe când ai văzut numai împărțirile. Tu erai trist înainte de a te apuca, nu așa? Dacă... E, dar tot am făcut bine, deci... Da, da. Hai să vedem așa acum. Mai departe. Către pauză. Ne oprim, Măriuca, uite că respectăm chestia asta. Acum ar trebui să împărțim pe rezultatul acesta. Uite, mai sunt 3 minute, facem împărțire. Băi, nu furăm din timp. Hai să zicem. 401.132 împărțit la 1 din factori. Hai, la care vrei tu? Cu 578. Hai. 578. Merge de? Câte cifre luăm pentru start? Ar trebui să luăm 3, dar e prea mic, deci luăm 4. Combinatorul 4. 4. Da. Ca 5 în 40. Deci mie chiar nu mă reuca. 5 în 40, de 8 ori, nu? Dar e prea mult că după 5 vine 7 și 8. Aduce din urmă mult încărcat. M-am deconectat. M-am deconectat? Nu, eu. Hai. Stai că se conectează din nou. E o formă de revoltă a calculatorului, bănesc. Nu. Uneori se deconectează, nu știu de ce. Ia să vedem. Gata. Deci merge de câte ori? De? De 6 ori. De 6 ori. Da, să vedem. 6 ori 8. 6 ori 8. 48, 8, 4 în minte, 6 ori 7, 42, da, și cu 4, și cu 4, 46, da. Iar și 4, 6 ori 5, 30, și cu 4, 34. 34. Acum o să vedem dacă e bun. Să vedem. 3. Da. 4. 5. Da. Nimic. Restul este cât? E bun. 543 mai mic decât 578, deci e bun. Dacă ar fost mai mari, luam de 7 ori. Da. Acum punem pe 3, coborâm următoarea cifră. 9.
de 9 ori, da? Eu asta pe ghicite. E, las că nu-i pe ghicite, știu eu. Așa, nu-i pe ghicite. 9 ori 8, 72. Da. 9 ori 7, 63 și cu... Da, 63 și cu 7... 70, 0 și cu 7. 9 ori 5, 45 și cu 7, 52. Da. Acum am aduc aminte când am zis 62 din greșeală. Așa. Dar am scris 52, am zis 6 din greșeală, îmi pare rău. În fine, 1, 3, 2, nimic. Coborâm... E bun restul ăsta? E bun. Bun. E mai mic. Deci coborăm pe 2, ultima cifră. Coborăm pe 2. Acum, cu puterile mele, eu zic de 4 ori. Da, cu toată forța. Ești hotărâtă, da? 32. 3. Și adică mergi și spuneam eu, 5 în 23 da. Merge de 4 ori, 4, 5, 20, e excelent, te-ai gândit foarte bine. 7 ori 4, da, cu puterii mele. 7 ori 4, 28 și cu 3, 31. Da. 4 ori, 4 ori 5, 20 și cu 3, 23. Corect. Nimic, 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 facem nimic. Facem și puțin în următoarea oră. Că... Sigur că da. Asta e încă o dovadă a faptului că am lucrat corect, pentru că împărțind la unul din factori îți dă celălalt. Da? Fiindcă cei doi factori au fost folosiți la înmulțiri, deci împărțind la unul îți dă celălalt factor. Și asta era un fel de probă care făceam cu împărțirea, dar chestia asta este extraordinară. Așa când mi-a venit în minte, m-am bucurat foarte tare și... Am folosit comutativitatea. Ne oprim aici. Ai acesta și cu cealaltă înmulțirea aceea. Da, da. O am aici pe caiet. Da. Și asta înseamnă că ne găsim la ora 5, da? Da. Să spunem prietenii noștri că din nou am făcut o oră frumoasă, interesantă și așa că... spune lui tata când găsește timp să pună lecțiile acelea, să le dea drumul că eu le așteaptă copiii nerăbdători. Știi că acum s-a dus la 70.000 de... De fapt, discut eu de seară cu el când stau de vorbă. Da. Bun, la revedere. Ne vedem cu drag. Pa. Pa, pa. Închide înregistrarea. Da, închide înregistrarea. Ai închis-o, da?